Ah, apropo de infrastructură, astăzi au fost proteste la Mioveni, unde angajații ai uzinelor Dacia, după unii 7.000, după alții 12.000, au ieșit în stradă nemulțumiți că lucrările la autostrada Pitești-Sibiu, veche promisiune a statului român, n-au început nici până azi. Hai mă că se leagă, au ieșit în stradă pentru că n-au autostradă. Cum sună asta, ușor poetic așa. Să ne mulțumim că lucrările la autostrada Pitești-Sibiu nici măcar n-au început și vorba despre un tronson vital pentru supraviețuirea companiei la care lucrează. Oficialii Dacia au spus că sunt posibile măsuri radicale dacă nu se va construi autostrada. România a pierdut și alte investiții importante din cauza drumurilor lente care fac ca nevoie transportul producției către vest. Și acum noi ce facem, mă? Cu cine ținem? Ținem cu exploatatorul străin? Cu imperialistul care amenință că mută uzina în Maroc? Ținem cu muncitorii care rămân pe drumuri dacă pleacă uzina? Sau ținem cu românul nostru mândru? Cu Victor Ponta? Hă? Mă, greu de zis. Istoria pare să fie de partea franțuzului, care de mult se plânge și amenință că mută șandramaua în altă țară. Asta era în iarna lui 2013. La acel moment, șeful guvernului, copilotul Victor Ponta, promitea că în 3 ani Dacia va beneficia de infrastructură mult îmbunătățită. Iată! Da, Victor Ponta a vorbit atunci despre autostrada Pitești-Craiova-Calafat, despre Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Sibiu. Ce mai era foarte darnic omul. E de înțeles, mă, era 4 decembrie. Se simțea în aer spiritul lui Moș Nicolae, dar între timp s-a făcut deja 2015. Timpul curge, nu se vede nimic. Interesant e că astăzi i-a certat pe sindicaliști. Da, bă, i-a lăsat bă protestele, că stă producția, pleacă francezii. Hai să fim serioși. Eu știu că sunt pe profit, 1. 2. Eu mai știu că dacă o mai țin în meetinguri, o să se mute producția în Maroc. Deci fac un apel la liderii de sindicat. Eu știu foarte bine care este nivelul de salarizare la Dacia, știu foarte bine câte proiecte am sprijinit cu ajutor de stat, știu foarte bine că Dacia e importantă pentru noi și pentru România și fac un apel la rațiune din partea liderilor de sindicat, că la un moment dat au fost foarte aproape în decembrie, dacă nu mă înșel, de o criză mare cu patronatul, nu cu noi, că nu suntem noi patroni. Deci întotdeauna să fie rezonabil, pentru că altfel, nu uitați, Dacia are o variantă. Are o variantă și eu nu vreau să-i văd din cauza grevelor și sindicatelor că se mută în altă parte. Deci e foarte tare. Repet, francezii amenință că mută uzina în Maroc dacă guvernul nu face autostradă, iar Ponta îi avertizează pe muncitori că dacă mai stau mult la meetinguri cerând autostradă, pleacă francezii și îi lasă fără serviciu. Mai rămâne ca marocanii să vină să ne facă ei o autostradă și apoi să-l ia pe Ponta prim-ministru. A, nu, stai că m-am încurcat. Nu, urmează ca francezii să-i amenințe pe marocani că dacă nu-l iau pe Ponta prim-ministru, ne fac ei o autostradă. Nu, fii atent. Ponta iese la protest și amenință că dacă nu pleacă francezii, el nu face autostradă. Nu e, mă, nu e nici asta, m-am încurcat. Nu, hai să mergem mai departe.